Situație fără precedent. Euro a depășit pragul de 5 lei. Ținând cont de prețul acestei monede, toate prețurile bunurilor și serviciilor cu prețuri exprimate în euro vor crește. Vorbim despre rate, chirii sau servicii de telefonie mobilă. Miercuri, dolarul a crescut ușor față de euro. Creșterea a determinat o îngrijorare în rândul investitorilor. Impactul escaladării conflictului din Ucraina asupra perspectivelor economice ale zonei euro este unul fără precedent, spun analiștii. Dar în tot acest timp, monedele legate de materiile prime s-au întărit și pe piața românească s-au resimțit efectele, la casele de schimb valutar euro fiind vândut cu mult peste 5 lei. O părere cât se poate de rea, nu altceva. Pensiile mici, salariile la fel, locuri de muncă nu sunt. Pentru mine e vorba ce am o vârstă foarte avansată, dar pentru tineretul de azi e cât se poate de rău, nu altceva. Cât de rău o să ne afecteze creșterea euro? Mult, foarte mult. Și la întreținere, și la gaze, și la medicamente, și la orice. Medicamentele s-au scumpit. Asta e viața în ziua de azi. Va crește în continuare. Ne afectează pe toți, pentru că devalorizarea leului înseamnă creșterea eurului, care duce la creșterea prețurilor la combustibil, la energie, la facturile care au împrumuturi și alimente, carne, tot. Prețul petrolului a sărit la cele mai ridicate niveluri din ultimul deceniu. Grâul a sărit la maximele ultimilor 14 ani. Iar contractele pentru aluminiu, gazul olandez de referință și cărbunele european au atins niveluri record, în condițiile în care sancțiunile occidentale impuse Rusiei din cauza invaziei acesteia în Ucraina au perturbat exporturile de mărfuri rusești. Ne afectează sau nu ne afectează? Da, asta e viața. Război să nu fie. Trecem pe toate greutățile, război să nu fie. Aurul a crescut ieri la peste 273 de lei pentru un gram, față de 270 nivelul din ședința precedentă. Pe 24 februarie 2022, aurul a atins cea mai ridicată valoare din istorie în fața leului, peste 280 de lei pentru un gram. Nu există date pe site-ul Băncii Centrale pentru valorile metalului prețios înainte de 2005.